Partidul Comuniștilor în frunte cu Vladimir Voronin a decis să participe la următoarele alegeri parlamentare, atât pe lista de partid, cât și în circumscripții uninominale. Decizia a fost luată la plenara Comitetului Central al formațiunii. Despre asta a anunțat secretara executivă a Comitetului, Elena Bodnarenko. Ea a declarat la emisiunea Glavnoie de la postul de televiziune TVC21 că decizia privind înregistrarea candidaților și programul electoral va fi luată după data de 26 decembrie. Ea a mai spus că la plenara Comitetului Central nu s-a discutat despre listele electorale. Totodată, Bodnarenko a anunțat că Partidul Comuniștilor va boicota referendumul care va fi organizat odată cu scrutinul parlamentar. Anterior, comuniștii vorbeau și despre opțiunea de a boicota următoarele alegeri parlamentare programate pentru 24 februarie. Sondajele de opinie arată șanse la limită pentru comuniști de a accede în viitorul parlament, și asta după ce în ultimii 20 de ani a fost prezent masiv în legislativ.